La începutul lunii mai, municipiul Hunedoara va găzdui pentru prima dată o competiție de karate. Ediția 1 a Cupei Huniazilor, organizată de Clubul Sportiv Ocado Hunedoara, se va desfășura în sala de sport a Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu. La competiție vor participa sportivi de la toate cluburile din țară, indiferent de federația din care fac parte. Acest eveniment sportiv ar putea fi organizat în fiecare an, mai ales că se bucură de sprijinul autorităților locale. Da, avem tot sprijinul din partea primăriei municipiului Hunedoara, Direcția Județeană de Tineret și Sport ne ajută cu ce poate și așteptăm un răspuns de la un sponsor care sperăm din tot sufletul să fie alături de noi și să devină o tradiție această Cupa Huniazilor an de an să aibă loc. Cupa Huniazilor este organizată de Clubul Sportiv Ocado Hunedoara, club care, deși a luat naștere de puțin timp, a participat deja la diverse competiții de gen. Sportivii legitimați aici obținând rezultate foarte bune. Clubul nostru a luat ființă în septembrie 2013, deci avem un an și aproape jumătate. Și de la 3 copii cu care am început, de la 3 sportivi, am ajuns la 40 de sportivi în acest timp. Nu se mișcă, nu balansează. Aici! Tinerii karateca așteaptă cu interes competiția ce va avea loc peste 2 săptămâni și se pregătesc intens. Spun că au și emoții, deși nu sunt la prima competiție de acest gen. Cred că o să fie o cupă foarte bine organizată și foarte frumoasă. Ai emoții, având în vedere că este prima competiție de acest gen aici, la tine în oraș? Am puține emoții, deoarece trebuie să-mi apăr titlul, fiind la mine în oraș, dar chiar foarte puține și sper să fie constructive. Ai centura maro. Spune-mi de câți ani practici acest sport și așa în mare realizările tale. Practic de 6 ani, aproape 7, și am aproape 50 de medalii, jur, de 50. De ce ai ales tu acest sport? Aveam o prietenă care practica acest sport și m-a convins să vin și eu. Și mi-a plăcut foarte mult și m-am ținut de acest sport și sunt foarte fericit pentru că am ales acest drum. Te pregătești pentru competiția Cupa Huniazilor? Da, chiar abia aștept și chiar m-am pregătit foarte mult cu ajutorul antrenorului, care el ne ajută cu totul și da, abia așteptăm. Și... ce altă competiție? Păi, am mai fost la câteva competiții, chiar recent a fost la Barul Mare, care ne-a descurcat cât de cât, n-avem ce zice și... au fost și câteva campionate naționale care, într-adevăr, nu mi-am permis să mă duc că n-aveam vârsta necesară, dar urmează. Reprezentanții clubului spun că astfel de competiții sunt binevenite, deoarece îi motivează pe sportivi, dar și pentru că, deocamdată, acest sport nu este unul olimpic. Este important pentru micii karateca să organizăm o asemenea competiție, deoarece karateul încă nu este un sport olimpic. Sperăm ca din 2020 să devină sport olimpic. Și trebuie să-i promovăm, atât sportul hunedorean, cât și karateul în general. Acum este o mare amploare karateul României, deoarece sunt multe federații. Să sperăm că se va uni într-o singură federație, unde vom putea fi olimpizați, între ghilimele, și noi, ca și karateca. Cupa Huniazilor va avea loc în data de 2 mai, iar înscrierea sportivilor se poate face până în data de 28 aprilie, ora 12, pe e-mail sau la numărul de telefon 0745 375 795.